trebuie să începem să facem teste cu imprimanta, să vedem cum se comportă cu anumite tipuri de hârtie. Așa că am cumpărat o rolă Big One din asta de 914 mm, adică 0,9 metri. Aproape un metru, bine. Atâta intră maximul aici în imprimanta asta. 36 de inci, așa. Și o să încărcăm acum în spindle, în suportul ăsta de rolă. Și să începem să testăm, să vedem cum printează niște chestii. Nu o să facem foarte, foarte multe teste pentru că suntem cu cartușele starter încă și s-ar putea să termine super rapid astea. Și v-am zis că a rămas deja fără un rinichi, așa că nu vreau să mi-l dau și celălalt încă pe cerneală, așa că să vedem în cer. Dar vrem să încărcăm asta, să vedem cum funcționează treaba cu rola. Am cumpărat două coli de 70x100 de foto mat. Adică hârtie foto mată. Astea de aici, astea două. Astea sunt printurile pe care le-am făcut ieri. Și după aia o să testăm aici cu hârtie lucioasă, cu satin am testat deja. Și să vedem cu hârtie lucioasă, cu hârtie satin, cu hârtie CC, RC. Să vedem cum arată mai bine printurile și spre ce fel de... spre ce fel de hârtie să ne ducem în continuare cu ea. Putem chiar și testa și cu niște role din alea micuțe, așa? Pentru că avem și role de canvas din alea micuțe de 3-2-9 pentru peșa, bine, sunt micuțe acum. Pentru pe 600, să încercăm și pe Canon-ul ăsta, pe teme 300. Doamne, în minte melodia cu oameno. Da, bun, o să încărcăm rola asta. E hârtie simplă de 80 de grame de Xerox. Atacă e la rola mare. Nu știu cine s-a gândit că ar fi o idee bună să pună chestiuții din astea de prețuri, dar e o idee foarte proastă. Deci dacă ești producător de hârtie la rolă și o prins cu bucăți din alea de preț, cea mai mare prostie pe care o poți face ever. Stop it! Bun. Să trag aici. Ce tare! De bun, avem un start drept acum. Da, e drept. Pentru că da, uite, asta e partea cu care a venit, partea de sus cu care a venit rola. Și vedeți, nu e tăiat drept. Și așa o tăiat drept. Să fie un start drept. Ce mișto! 36 de aici. Ok. Hai să vedem aici cum stăm cu cerneala. Da, super. Jumate de cartușe. Da, bine. Hai să printăm ceva. Ce să printăm pe hârtie normală? Problema cu printul mare e că dacă nu ai ce să printezi mare, nu prea găsești ce să printezi mare. Și că am găsit un tabel periodic al elementelor, care e chiar cool, și l-am pus în Illustrator, l-am ajutat Diuța să-l facem fine, frumos, să arate bine. Și acum hai să încercăm să-i dăm un print de aici direct, să vedem cum se printează așa sexy. Printer is not offline. Ok, probabil din cauza că noi am făcut setup-ul prin Wi-Fi, așa că hai să luăm din nou cablul de la GraphTech. Hai. Și să printăm prin USB. Pentru că n-am făcut complet setup-ul să putem printa prin Wi-Fi, am făcut aseară doar așa un setup rapid. Pe cablu! Imprimanta asta, în momentul în care o să fie ready to go, să zic așa, timpul gata de lucru, o să fie pusă pe rețea. Dar pe cablu. Pentru că poate printa prin Wi-Fi, prin cablu USB și pe LAN, pe cablu de net. Și când o să fie pus complet, fără să mai testăm noi, o să fie... puse să printeze de pe LAN, de pe cablu, de pe rețea, că atunci o să putem printa de pe orice computer fără să trebuiască să fie cabluri până la ea și așa mai departe. Așa. Aici apare numele documentului. Cum ai înainte apărut numele? Așa. Apare numele documentului. Și acum am început să printeze. Hai să deschidem asta.
capul meu cât îi. Ia să mai spun și eu de tăi. Încape toată echipa seara aici. Absolut deloc. Mamă, cât a prins. Și ce calitate bună. Așa, să punem aici. În prima mână. Deci, îi... Wow. Și calitate chiar foarte ok, având în vedere că am descărcat un PDF mic, adică nici pe departe de A0 cât e ăsta printat. PDF-urile oricum își păstrează calitatea. Da, era vectorial? Da. Ah, de fapt da. Da, bine. Da, Diana știe mai bine. Ok, dar da, e calitate foarte bună, foarte, 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 foarte bună. Îl atârnăm undeva? Chiar mă gândeam și eu la asta. Facem un giveaway cu el. Hai să-l donăm. Da, la ceva școală care predă în engleză. Da, exact. Hai să-l facem tablou. Trebuie o bucată de lemn. Avem lemne. După aia, dacă știți pe cineva, o școală care are nevoie de un tabel mare periodic al elementelor, tot în gratis. Cred că am lemn. Cred că am un lemn aici undeva, unde bara. Nu stai aici. Oare unde este? Ne-am adus aminte unde sunt lemnele. Sunt acolo în spate. Pentru că, nu știu dacă vă aduceți aminte, bara asta face burtă și am pus un lemn să o țin. Uite acolo să și vedem un ticuț unde ține lemnul și mai este încă unul căzut acolo. Așa că du-ți cu grijă dacă poți să nu-l atingi pe la care stă și ține fundalul. Poți? N-are cum să pice, că oricum e pe suport fundalul, deci e suport, bară, suport acolo. Doar că am pus un lemn din ăsta lung, acolo în mijloc, care să îl îndrepte, că altfel ar fi fost așa cu burtă. Ok, give me the lemn. Habemus lemnus. Whee! Bring the lemn. Tutut! Prinde becul și măsoară, te rog frumos, până în alta, exact cât e rola aia, cât e hârtia. Și eu să-mi iau tăietorul de mână, că n-ar rău să pornesc de cupirul să fac mizerie multă cu ăla pentru o tăietură mică. Alelalelele. Știu că am undeva unul. Uite pe ăsta micuțul. Și cu ăsta o să capsăm după aia. Așa. Da, mai bine foloseam de cupirul. Că oricum am făcut mizerie, dar... Hai că e ok, nu stres. Din păcate, lemnul ăsta pe care l-am nu-i perfect drept, dar nu vă să fie asta o problemă. Așa că o să-l punem aici și aici o să-l prindem cu ăsta. Sper că mă sunt caps în el, voi știe. Da, mai sunt caps în el. Nice, nice, nice. Asta nu știu exact de ce nu a intrat bine, dar am eu ciocan de capsa lui. Asta. Vezi, numai să dai pe capsă. Da, așa. Ok, da. Dai. Bun, ține mâna lângă să nu-ți facă balans. Așa, și acum dai cu tupeu. Așa, așa. Cred că e ciota. Da. Probabil de-aia nu a intrat perfect. No, și cam atât. Abia am un stablos. Ce șmecher. Da. Foarte, foarte cool. Și ăsta e oficial primul print de încercare, să zicem așa, mai... gândit un picuț cu noul nostru plotter. Cât e nice! Așa? Da! Very cool. Ok, asta se donează. Dacă știți pe cineva, o școală preferabil, bineînțeles, nu ne interesează că e la sat sau la oraș, o școală care are nevoie de așa ceva, noi îl donăm cu drag. Nu e mare filozofie, probabil o să țină un an de zile, că e totuși hârtie simplă, dar noi îl donăm cu drag. Dacă cineva îl vrea, livrăm pe cheltuiala noastră, nu se pune problema. Vreau să-mi descriere cine vrea. Da, bun, avem o mențiune. Din păcate, doar în Cluj o să putem livra, pentru că nu se poate rula ca lumea fără să se distrugă.
atunci rămâne în Cluj, unde îl putem livra noi personal. O să ducem noi cu mașina, niciun stres, numai să fie cât de cât în area Clujului, ca să nu, să nu se distrugă la transport. Thank you! Și acum hai să vedem să printăm una din asta mai ca lumea. Asta e hârtie fotomată. Așa că trebuie să scoatem prima dată, să dăm unload la asta. Facem asta și pur și simplu o rulăm. Nu merge, nu alunecă. Bun, acum ar trebui. E deja acolo pe poziție. E cut sheet, da, e coală, dar nu-i... Dar de fapt nu cred că contează. Deci nu contează acolo ce hârtie îi zici că e, că oricum îi zici din meniu pe ce printează, da. All good. I am ready. Ne tot gândeam ce să printăm de test. Hai să facem așa o chestie aia completă, ședință, foto, edit și print. Why the hell not? Pentru că stăte aici. Împodobesc Bradu. Împodobește Bradu. Și nu te uita urât. Da, bun, vrei la Brad sau unde dorești poza? Sau cu Sămiuță sau cum... Cum zici? Cum zic eu. Ok. Mas o menos. Da, bun. Și acum un edit în Lightroom. Da, bun. Și o să import acum în catalogul ăsta, pentru că am un catalog special în care, mă rog, special, un catalog în care mi-am făcut toate editurile astea de Crăciun. Dăm un import și selectăm, am aici doar o poză direct cu Diuța și o să importăm doar pe asta, cea pe care am zis că o păstrăm, cea care rămâne. Importăm, îi dăm un develop și aplicăm preset-ul pe care mi l-am făcut tocmai pentru ședințele astea. Bun. Și prima dată o îndreptăm, pentru că nu e dreaptă fotografia. Nu știu voi, dar eu am o problemă cu fotografiatul drept. Pentru mine e nițel cam dificil să fotografiez direct, drept din aparat și cam 90% din timp eu trebuie să mă îndrept după aia fotografiile. Da, bun, aici puțin se vede din covor, așa că o să iau tool-ul ăsta și o să maschez covorul. E ceva diferență. Da, bun. Înseamnă că nu i-am dat bine dimensiunea. Yep. Glossy photo de 200 de 180. Paper size A3. Da. Bun. Și să-i dăm un print pe Glossy A3, aceeași poza. Nu o să printăm la coală pe el tocmai. Că ăsta nu-i de print la coală. Wow, ce fain este pelucios. Da. Mama mia. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Foarte nice. Nu așa. Dă-i un release. Mama mia. Ok, deci lucios, awesome. Ok, deci hârtie lucioasă de la AMD putem folosi... Wow. E, da. Am pus două. Da. Bun, deci nu-i place să printeze clar, nu-i place pe hârtie. Unu, e procedura aia nașpa de feeding și doi, îți lasă marginea aia neuniform acolo, nesimetrică cu cealaltă. Da, da. Wow, super mișto printul. Da, deci, printează bine pe satin și pe lucios. Adică foarte bine pe satin și pe lucios de la AMD. Așa că hai să mai încercăm și pe niște canvas. Noi avem canvas de poliester. Este canvas de bumbac. Și mai este canvas poliester. Da, de bumbac nu avem, dar vedem pe ăsta de poliester cum merge. Adică asta din IPB e prea estompat și nu-mi place. Asta care a venit cu imprimanta e hârtie cretată, mată, dar îmi plac să mai vii culorile pe ea. Deși nu e aceeași poză, nu zic nu, dar îmi place mai mult. Pe asta până acum pe lucios
a ieșit cel mai bine, numai că nu a ieșit normal pe lucios, se iasă cel mai ok. Se iasă cel mai contrastant și mai frumos. Lucios. Da, hai să vedem acum pe poliester canvas. Adică canvas fotopoliester mat. Da, tot mat, nu știu cum o să iasă, vedem. Da, sincer să vă zic, pe poliester, pe asta de poliester, nici mie nu-mi place, nici pe Epson nu-mi place foarte mult cum iese. Poate e doar o chestie personală, dar mie unul, sincer, nu-mi place cum iese printul pe canvas poliester. Hai să vedem dacă pe asta iese mai bine. Și dacă tot am pus rolă, hai să încercăm un borderless printing, adică fără marginal. Sus! Dar ai tăiat și printul. O tăia din marginea albă pe care am lăsat-o înainte să printeze, ok. Are două margini albe și stângă-dreapta. Da, exact. Asta înseamnă că maintenance tank-ul ăsta o să țină câteva veșnicii. Pentru că maintenance tank-ul e rezervorul în care se duce excesul de vopsea care merge pe lângă print. În momentul în care printezi fără margini. La Epson poți printa borderless, adică fără nicio margine albă, la P600 și la P800 și la R800-805, probabil și la alte modele, nu zic nu, dar la asta văd că nu vrea borderless complet. Da, interesant, nu știu ce să zic. O testăm pate culorile. Da, așa este, nu știu ce să mat. Nu, așa este, nu zic, nu, dar da, într-adevăr, pe mat e mai estompat. Dar pe aia pe care... hârtia cu care a venit era hârtie cretată, nu e mată. Aia cu care a venit ea. Nu era mată, era un picuț semi-lucioasă. Ok. Măi, dar nu pot să zic că a ieșit rău. Asta că-s cam estompate culorile și parcă nu-mi plac mie. Dar bine că ies obișnuit cu satinul. Și mai ales pe lucios ce bine ies, dar hai că nu este rău nici pe asta. Da, hai să facem o comparație. Aia e cea din IPB și asta da, e acum. Okay. IPB, canvas poliester de la AMD. Da, aici e lucios, asta e satin și asta e hârtia cretată cu care a venit, sau nu, coated, cu care a venit imprimanta. Dar și asta e ok. Asta seamănă foarte tare cu o hârtie simplă, plain paper, știi? Mhm. Da, bun, dar hai că nu e rău deloc pe canvas de poliester. Bun, hai, știm că sunt ok. Deci până acum astea trei sunt super ok. Da, se simte parcă puțin mai altfel asta. E mai glossy. Da. Nu e aceeași lucru. Nu, într-adevăr. Trebuie să aflăm ce fel de hârtie e asta. Știți cumva careva ce fel de hârtie e asta cu care vine, na, coated? Coated what? Coated cu ce? Coated cu... Asta tare curios. Pentru că asta îmi place. E și mai fină un picuț, lucioasă. Inițial m-aș fi gândit, dacă aș fi pus mâna pe ea în magazin, aș fi crezut că e pentru laser. Da, exact. Exact același feeling l-am avut și eu când am atins o primată ieri. Bun, cam atât cu testele pe ziua de azi. Sper că vă place. Dacă aveți, nu știu, dacă aveți ceva hârtie interesantă pe care ați vrea să o încercăm, puteți să ne-o trimiteți, să vedem și vă zicem. Putem să facem... Să comparăm cu astea pe care le-am printat deja, că o să le ținem aici, să le ținem așa, o să fie benchmark-urile noastre. Și dacă aveți o hârtie specială, dacă, nu știu, în ideea că dacă vreți să vă luați o imprimată de genul ăsta, v-am lăsat link în descriere la video cu unboxing-ul, vă lăsăm și aici dacă vreți link în descriere. Și apropo, mai este încă o imprimantă exact ca și asta, dar la jumătate de preț, pentru că e jumătate din ea, asta e A0, este și A1, care e efectiv la jumătate de preț față de asta. Vă lăsăm link în descriere și spre aia. Da, în fine, dacă vreți să vă luați una dintre imprimantele astea și sunteți curioși cam cum a ieșit pe ce hârtie, ne trimiteți hârtia, facem un print și vă zicem că, nu, de arătat vă arătăm doar pe video. Zicem dacă e ok sau nu pentru use case-ul vostru. Da, mersi că ați fost alături de noi, ne vedem mâine, ciao! Ciao!